Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață în centrul municipiului Caracal, în apropiere de piața agroalimentară. Două magazine, dintre care unul de mobilă, au luat foc. Pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru a stinge flăcările înalte. La fața locului s-au deplasat pompierii de la detașamentul Caracal cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără și degajări mari de fum la materiale textile și la mobilierul aflat în cele două spații comerciale. Pentru lichidarea incendiului și pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului, pompierii au acționat aproximativ 2 ore. Intervenția a fost dificilă, spun pompierii. Cele două magazine sunt lipite, iar în zonă există mai multe centre comerciale. Militarii au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să se extindă. A fost o intervenție dificilă din cauza degajării mari de fum și a flăcărilor foarte mari și în afară de asta spațiile erau lipite unul de celălalt, dar pompierii au lichidat și localizat incendiul în scurt timp. În primul magazin au ars mai multe corpuri de mobilier, șifoniere, colțare și mobilă de bucătărie, iar în cel de-al doilea, obiecte electronice și îmbrăcăminte. Pagubele se ridică la peste 50.000 de lei.